Salut, eu sunt Vlad și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi facem smash-or pe față în față. Doar că noi nu o să vedem fetele și nici ele pe noi. Astăzi vom da smash-or pe fetelor doar după personalitatea lor. Ele au 30 de secunde să se prezinte, iar noi avem 30 de secunde să le punem ce întrebări vrem noi. Iar dacă ne plac, bineînțeles, o să le dăm smash. Cele mai smash-uite fete din acest clip vor apărea automat în episodul următor, care este un episod de speed date. Acolo o să vedeți mai în detaliu cum o să ieșim la întâlnire cu ele. Și fără mai multe introduceri, hai să-i dăm bătaie. Bună! Bună! Sunt Vlad, îmi pare bine. Acum putem și noi să ne cunoaștem mai în detaliu. Da. Cum ai spus că te cheamă? Anemona. Anemona, ce nume frumos. Mulțumesc. Până acum n-am mai ieșit cu nicio fată pe care o să o cheme Anemona. Sunt prima și ultima. Vrei deja să rămân cu tine? Adică... Da, de ce nu? Păi da, nici măcar nu i-ai văzut pe restul de băieți, dar hai să nu vorbim de ceilalți băieți, că... Că nu te auzim. Bună. Bună. Că ce faci? Te așteptam, tu? Mă așteptai? Da. Și eu te așteptam pe tine să vin în viață. Am apărut. Ce mișto. Ce îți place să gătești cel mai mult? Să gătesc? Nu suport să gătesc. Sincer. Mă caști. Dar asta nu înseamnă că nu o fac. Ai face-o pentru mine. Da. Dar măcar ai salva toate numele de telefon de la delivery-urile din zonă? Ca să mă aștept cu mâncarea caldă acasă? Dacă meriți, da. Nu te uită de la mine. Nu mă uită. Glumesc. Îți place intimitatea sau îți place să faci chestiile în public? Depinde. Îmi place și intimitatea, dar sunt deschisă și la idei noi. În ce sens idei noi? Unde te duci cu gândul? În ce unde sens era întrebarea ta? Unde zboară mintea ta când te gândești la chestii în public? Adică să mă țin de mână cu un băiat. Mișto. Să ne pupăm. Mișto. Să ne îmbrațe. Ah, o să fiu destul de sincer pe tine. Așa. Bagi la aparate? Nu. Deloc? Deci ar trebui să bag? Deloc. Nu cred că ai mai fost până acum la un date cu spectatori, dar vreau să fim doar noi doi. Okay. Ești doar tu cum ești. Sunt doar noi doi. Câți ani ai? 21. Spune-mi și tu, ce faci? Ce-ți place să faci în timpul tău liber? Păi, în primul rând lucrez. Și ce lucrezi? Sunt brand ambasador la o companie, nu-i dau numele. Și ok, fair enough. În al doilea rând, sunt și studentă la facultate, deci nu am foarte mult timp liber. Jumătate de zi studentă, jumătate de zi lucrez. Da, ai și timp de o relație. Da, bineînțeles. Cauți o relație? Da. Eu caut ceva să mă distrez. Poți să pleci. Dacă aș avea un leu de fiecare dată când am auzit chestia asta, aș fi milionară. Vreau să întreb ceva foarte sincer. Tu ai venit aici să-ți cauți o relație? Da. Ai greșit locul. Da, știu. O să zicem că sunt cu minte într-o zi. Așa. Ce mâncare mi-ai pregătit? Nu știu, depinde ce-ți place. Eu sunt mai mult pe salate, pe verdețuri. Atunci e perfect, dar, e și ușor de gătit, adică ne înțelegem. Nu știu că sunt un pic mai plinut. Cine a zis asta? Uite, îmi place că mă vezi deja așa, dar rețin foarte mult apă. Beau foarte mult apă. Și eu. Și, nu știu, rămâne apă în mine. Și la mine. Nu se vede, tu chiar ești ok. Deci dai numai de băieți nasoli. Da. Cum. Da, eu nu sunt nasol. Te las să-mi demonstrezi asta. Fapte, nu vorbe. Fapte, nu vorbe? Da. Păi, o să vezi doar fapte din partea mea. Întreabă-mă ce vrei tu. Sunt o carte deschisă. Câți ani ai? Câți ani am? Da. De ce ai? Prefer băieți mai mari, mai mici? Mai mari, maturi. Nu sunt foarte matur. Câți ani ai? Nu arăt de vârsta mea. Așa. Și nici de cât gândesc. Deci, dar te las pe tine să... să-ți dai seama de... Am 19 ani. Nu este absolut nicio problemă. Ai spus-o de parcă nu ești bună la minții deloc. Depinde. Adică, hai să ne imaginăm că am chiulit de la școală. Suntem la o cafenea, vorbim așa deschis, am chiulit de la ora de chimie. Okay. Spune și mie ceva despre tine. Ce-ți place să faci? Uite, zic o chestie pe care n-am zis-o până acum. Îmi place tehnoul.
Ok. Îmi place să merg la party-uri. Îmi place trap-ul. Ok. Trap-ul. Da, ce ți se pare așa interesant la party-urile, la rave-urile astea? Îmi plăceau și mie într-un timp, dar mi-am dat seama că e ceva de roboți așa puțin. De roboți? Da. Depinde. Bine, nu vreau să ofensez pe nimeni care este în latura asta de muzică. Cum spuneam, mi-a plăcut și mie foarte mult, dar mi se pare repetitiv totuși și fără depinde sens. Cum înțelegi muzica. Sunt, trebuie să o înțeleg. Sunt genuri de muzică diferite. Nu este decât rave. Păi da, dar ce poți să înțelegi mai mult decât bunț, bunț, bunț? Păi de-asta am zis că sunt genuri de muzică diferită, poți să te duci la muzică unde... Nu, poți să te duci la muzică unde sunt și versuri, ca să le înțelegi. Dacă bumții, bumții nu îți place. Îți plac bijuteriile? Da, depinde care. Alea scumpe. Nu pun preț pe lucrurile materiale. Asta știu, să cumpăr în tine chiar dacă nu pui preț pe ele. Deci trebuie să mergem liniștiți. Atâta timp cât e cumpărat din dragoste adevărată, poate să fii și tine chiar. Credeam câți bani salvați am putea să avem noi în familie. Așa e. Da, de exemplu, atunci când discuți cu cineva, îți place să discuți doar tu cu persoana respectivă sau să asta normal, afle da. Și prietenele tale? Nu. Deci ești... Ce se întâmplă între noi, rămâne casa, între noi. În casă. Da. Bun. Eu am mai auzit ce ai vorbit cu băieții. Deci nu-ți place să gătești, nu-ți plac lucrurile scumpe. Nu sunt materialistă. Nu ești materialistă. Cât costă ceaitul la gât aici? Sincer, sunt primite cadou, sunt primite. Ambele, da. Am înțeles. Arăți foarte bine. Mulțumesc. Te-am văzut ce negru ca și mine. Eu mă îmbrac ca să ascund ceva aici. Sunt puțin gravid de 2 luni, dar o să avortez. Foarte să rău. Foarte rău, nu? Da. Din ce oraș ești? Ești de aici, nu? Stau în București, dar nu sunt din București. Ești mutat aici? Da. A fost, ai luat o scurtă pauză. Că ești mutată aici sau nu? Să știu dacă... Da, sunt. Dacă continuă. Pentru tine sunt. Pentru mine ești? Da. Vezi că am un loc liber acasă, adică... Da, dar tu nu cauți ceva serios. Da, dar poate mă faci să-mi schimb părerea. Ce oferi tu într-o relație? Tu ce are nevoie? Înțelegere, iubire... Păi și cum ai găsit, mă, că te descrie așa perfect? Păi, eu sunt perfectă, dar băieții care au încercat să mă cunoască nu am au fost. Am înțeles. Și eu sunt departe de perfecțiune sau sunt aproape? Trebuie să te cunosc mai bine ca să aflu. Și ai vrea să mă cunoști mai bine? Sigur că da. Îmi place snowboarding-ul. Wow! Ce tare! Bă, și mie îmi place, dar nu m-am primat niciodată bine, m-am dat cu placă, dar... Nu cred că au trecut 3 minute. Dacă există o dată viitoare, o să fie mai mult de 3 minute. Bine. Așa zic toți. O să tratez această discuție foarte sincer și onest. Așa. De cât timp te dai cu plan? De un an. De un an? Da. Am și eu mă dau de 9 ani cu plan. Ah, super. Vezi, te merge la munte, da. Poți să mă înveți, să mă dau mai bine. Dacă ar fi să fim împreună așa de ziua noastră, să ne facem cadouri handmade. Da, eu îi zic drăguță, da. Nu, 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 nu! Ai zis-o? Eu mă bag! Da, pentru că eu sunt o fată inocentă, inocentă? Și nu gândesc pervers. Păi și eu de asta am zis, da. Păi handmade, adică să faci gumele un lucru. Lego, de exemplu. Nu-mi place Lego. Am înțeles. Unde vrea să fie următorul nostru date? La Brașov. La Brașov? Da. Îți place să schiezi? Da, să mă dau cu plaga. Super, tu poți să le iei cu placa și o stau și beau vin, fier și mâine la tine. Perfect, okay? Da. It's a deal. Da. Am înțeles. Frumos, Adidas. Mulțumesc. Cât ce costă? Nu am zis. Nu vrei să-mi zici? Nu. Contează? O să aflu. Te descalți. E fur? Nu-i fur, o să-mi dai, că nu vreau să ajung la poliție. O să te fac să-mi dai cumva. O să ajungi, pentru că mi-ai furat inima deja. Am câștigat de la faza aia cu... Cu aparatele, da. Crede-mă, funcționează de fiecare dată, o dau mereu așa. Da? Da. E prima dată când am auzit-o. Cât e ceasul? Nu știu, al tău cât e? 5 milioane. Da, știu, am și eu. Cât costă, Jordan? Ai zis că nu ești materialist. De ce vrei să știi cât costă? Sunt curios, chiar sunt mișto modelul ăsta, nu am văzut până acum. Uite, da, deci am văzut, suntem mici.
Da. Am și, avem și acel stil de îmbrăcăminte. Da, am văzut și asta. Ce-a pățit mă lumea asta? Dar și la lumina, la Petrojan. A fost data de lație? Ultima de lație? Când a fost? Acum jumătate de an. S-a terminat de ce? Pentru că m-a înșelat. Ne simți tu pământele. Eu nu înșel. Asta a zis și el. Și unde vrei să fie primul nostru? Dacă te-ai gândit. Dacă mai zic o dată Brașov. Da, Brașov e perfect. Vezi, eu nu stau să mă uit la tine când te dai, îmi dau un primul cuvânt. Da, și mai frumos. Cum o stac băieții așa? Cu păr lung sau cu păr scurt? Fără păr. Fără păr? E clar. Primez, nu, cu păr scurt. N-am venit niciunul șase azi. Numește-o. Da. Bine, îmi place foarte mult de tine că ai apar de tarca și mine și știu prin ce suferință treci. Trebuie să suferim împreună. Mulțumesc. Da. Îți plac fetele blonde? Fetele blonde? Da. Da, întotdeauna. Am observat. Ai observat? Da. E bine. Hai că ne descurcăm. E ok. Conduci? Da. E bine. Să știi că este foarte bine. Că dacă mergem la o petrecere sau ceva, eu pot să fiu copilot. Să... să dorm. Da. Cum conduci? Ai avut vreun agresiv antecedent până acum? Doamne ferește sau ceva? Nu, nu. Agresiv? Da. Mamă, nu-i bine. Curbele alea să nu mă ești dea peste cap, că stai liniștit. O să vomit pe geam. Nu. E okay. Am grijă de tine, da. Ok, bine. Poți să mă ridic? Vrei să pleci? Păi, dar nu mai am ce să o întreb pe aici. Adică nu mai aveți ce să discutăm? Exact, dar ce era să te câinii fac? Hai mă, vreau să tratez serios. Îți plac câinii? Da. Ce rasă? Shih Tzu. Și mamă, direct. Hai mă, că ne înțelegem bine. Da. Ceanu. Stefania. Pare bine. Și mie. Tu erai fata cu dealerul de la casino? Nu. Eu sunt din Brașov. Ah, cu naveta, cu da, firmele, da. Cu... Da. Ziceam că putem face bani împreună. Ziceam că... Gen, mie mi se pare că ești foarte muncitoare, mai ales la vârsta asta. Faci naveta zilnic? Nu, în weekend. Și când am proiecte, adică ședințe foto. Te tu? Simți bine? Da. Foarte bine? Dacă te ce vorbesc așa. Păi, din toate genurile. Toate genurile? Îți plac manelele? La petreceri. La petreceri? Da. Dacă ar fi să faci așa un top, cu top 3 artiști din România, pe care îi pune? Sanca Uraganu, Costel Biju, Cristi Mega. Un singur răspuns este corect. Nu știu, să aleg din toți trei sau? Da. Un singur răspuns este corect. Țancă. Greșit, toți sunt numărul 1. Hai să-mi dai și mie împreună 2 milioane? My enemies, it's coming. Îți trimit. Te-ai uitat la Tinder Swindler? Nu. N-ai văzut pungașul de pe Tinder? Am vrut să-l văd, dar n-am avut timp. Doare undeva la toată știa, măi, de... a venit să vorbesc cu tine, a venit să-ți cucerezi inimioara. Ce faci asta, mă? Sunt bine. Sunt bine, sunt top, sunt bine. Îți place de Oscar? Ascult, așa, din când în când. Da? Care e piesa ta preferată din România? Cine? Din România, piesa ta preferată care e? Piesa mea, cred că de la Delia, cu ce are ea. Mamă, ce are ea și meu, da. Ce faci, cum te simți? Foarte bine. Te simți bine? Da. Ăsta nu e personal genul meu de date, nu-mi place de obicei să ieșim la o masă, mai ales așa sub reflectoare, dar poți să te simți confortabil lângă mine. Cum arată date-ul perfect pentru tine? Păi, cred că la cinema și la după... La cinema? Îți place să te uiți la cinema? Da. Eu nu mă uit la niciun film, absolut niciodată, dar să știi că singura dată când mă uit la un film este cu o parteneră. Deci poți să fii partenera mea de filme. De ce nu? Nu te-ar impresiona să spun că am un seria 4 2021? Nu sunt materialistă. Nu? Nu. Ai greșit persoana. Nu e al meu oricum, e al Lucianu. Ce cauză un băiat?
Să fie loial, să nu se dea la alte fete, mai ales să faci cu mine. Cum ar fi, mă, frate, să fii într-o relație, să... așa? Da, și respect, sinceritate. L-ai găsit. Chiar în fața ta. Faci ciorbă? Da, dar fac paste bune. Paste bune? Ce știu să fac paste? Da. Carbonara. Dacă îți dau să mănânci, leșii. La propriu. Și te dai cu plaga? Vreți să te Da, cu schimbările? Cu Sania. Cu telefonul. Care e filmul tău preferat? Sau ce film ai văzut ultima oară care ți-a plăcut? M-am uitat mai mult la seriale. Okay. Dar în ultima perioadă... Asta vreau să întreb, dacă ești fan filme sau seriale? Mai mult seriale, doar că nu prea m-am uitat în ultimul timp cu școală, cu așa, mai mult în vacanța de vară, ce mă mai uit că am timp liber. Mai doar mult. În vacanță tu ești la filme? Și când am timp liber. Nu, de exemplu, dacă nu, mai schimbăm suntem online. Schimbăm asta de azi. Trebuie să fim noi doi și multe filme. Mult Netflix și mult chill. Te dai pe schiuri, placă ceva? Nu, chiar dacă sunt din Brașov, nu. Îmi place la mare. Mamă. Dar să știi că mereu a fost chestia asta, adică oamenii de la care au fost născuți la mare vor la munte și invers. Ești o persoană sportivă? Da, am făcut handbal 5 ani, dar m-am lăsat în a 8-a, cred. Și m-am apucat în clasa 4-a și am renunțat după prima zi. Nu, glumesc, am făcut un an de zile, dar nu prea a fost nimeni. Îți mai mult cu sala, cu de-astea. Se vede? Se vede. Îți recomand. Ce ai jucat, Extrema sau Inter? După statura nu puteai să fii pivot, sigur. Am jucat extremă și pivot am jucat la un moment dat, da. Eu știu pe sport, așa, sunt bine. Joci PUBG pe telefon? Da, dar trebuie când să facem echipă. Trebuie să facem echipă bună și la PUBG. Vrei să-ți dau 2 milioane? Nu. Lua ăla n-ai vrut să-i dai și dacă se mai cere vreo, să-i zici că e bani de la mine și să luăm, facem o combinație, luăm niște cămătă și facem bani împreună și așa faci și management și afacerea, dar facem o cămătărie legală. Mie mi-a dat, nu? Ți-a dat 2 milioane? Da, da, sigur. Și când îi dai înapoi? Cât le luăm? 15% e mult. 2% pe zi. Spune-mi ce cauți tu la un băiat. Le am pe toate. Bine. Doar spune-mi, te las. Păi ce să mai zic acum? Dacă nu. Spune-mi, te rog. Păi loialitate, sinceritate. Cauți un băiat serios? Da, clar. De viitor, adică. Vrei să-ți demonstrezi cât de puternic sunt? Demonstrează. Nu o să te lovesc, stai liniștit, tu, Doamne ferește. Și o să... Băi, bă! De obicei nu se întâmplă asta, iartă-mă, dar m-am emoționat toate luminile astea, nu este un date obișnuit, după cum ți-ai dat seama. Nu. Îți place să te machiezi? Nu-mi place, sincer. Nu prea? Dar da. Îmi place gen cum arăt machiază, da. Și mie îmi place să mă machiez, dar nu mă machiază nimeni. Că zice că sunt machiat. Știi că sunt ghiduș machiat-o pentru tine. Ce zodi ești? Vărsător. Am avut ceva cu un vărsător. Ce? Nu știu dacă vreau să repet istoria. Ai făcut facultate după liceu? Două facultăți. Ce facultate? Ce am facultate? Făcut, chiar dacă nu se vede, am făcut sport. Și am făcut și economia și comerțul turismului. Și am și un master și două module psihopedagogice. Cum e la Brașov? E rece, frig. E rece, e o atmosferă frumoasă în Brașov. Da. Îmi place și mai mult ciorba în pâine acolo de la restaurantul ăla de lângă Biserica Neagră, știi? Ciorba cu fasole de afumătură, da, îți place? Și cu ceapă așa roșie și cu oțet. Mi s-a făcut poftă rău de tot de ciorba. Când vrei să vin la Brașov, să-mi zici, de apucă de business. Acum ești clasa 12, nu? Am 12. A 11? Da. Câți ani? 18. A, ești cea mai mare din clasă, vreau să spun. Eu am fost cel mai mic din clasă. Am dat bacul la 17 ani. Deci, un pic așa. Da, e, nu, e super ok. Dacă stau să mă gândesc cum eram eu la 11, era...
Ce îți place să faci în timpul liber? Să mă joc pe calculator, sunt un... Joci PUBG? Nerd, da, nu. Nu. M-am jucat puțin, dar nu este de mine. Mm-hmm. Sunt un nerd, dar nu prea îmi place să ies pe afară. Joc și eu, dar doar PUBG, în rest nu... M-am apucat de curând de LOL, dar sunt așa. Zi-mi și mie ceva sincer. Pentru care dintre băieți ai venit astăzi, în mod special? Pentru niciunul. Te să ai un preferat? Nu, nu am. Deci toată lumea cu șanse egale. Ideea e că, na, ai 18 ani, diferența noastră de vârstă nu cred că ne-ar ajuta să avem o relație, în schimb cred că poți să fii o prietenă foarte mișto. Vrei la Paris? Nu. Nu te pui să dai cu placa, crede-mă. Te plimbi acolo? Nu, nu. Nu vrei să mergi la Paris? Păi vreau, da, așa, nu știu. Cu schiurile. Vreau, în trecere. Dar la Nisa sau la Monte Carlo? Nu știu ce să zic, îmi place în Egipt. Nu mă răga, dracu, de când intrăm până ieșim, ne iau ăștia. Cum le zicem la pirația de deșerte, știi? A, păi te vezi că nu mai acum mă opriți. Ce ești foarte drăguță. Mulțumesc. Ești așa, băi, mani, foarte multă pozitivitate. Îmi place să fiu pozitivă. Am primit un mesaj de la Institutul de Frumusețe, mi-au spus că este cea mai frumoasă fată lângă mine. Mulțumesc. Nu se poate așa ceva. Tu, eu. Date. Unde, când, circumstanțe, de loc, de spațiu, vrei, de timp. Ce vrei să facem? Aia facem. Mie îmi place. Sunt tot al tău. Mie îmi place foarte mult în aer liber, să mă plimb printr-un parc, dacă e frumos. Un parc, ok, în aer liber. Seara sau ziua? Ziua. Îmi place seara. Da, seara e mai romantic, dar dacă este foarte frumos afară, prefer să fiu outdoor decât indoor. Poți să fii frumos și urât, dacă ești cu mine, orice se transformă în vis. Te iubesc rău de tot. Ești viața mea, ești adorabilă. Bună, eu sunt Vlad. Bună, te Alexia, iubesc, pare bine. Te iubesc, ți-am mai zis asta până acum? Nu. Te iubesc okay, din toate continui eu. Conversația, deci, continui conversația. Ești, sunt, m-am îndrăgostit de tine. De când te-am văzut, ești în inima mea, nu mai pot. Când mă duc acasă, închid ochii, te văd pe tine, nu mai pot. Tu ești fata cu centru atenției, nu? Da, doar că nu m-ai lăsat să-mi zic punctul până la capăt. Yeah, mi-e place ce să fiu în centrul atenției, doar că trebuie să cunoști când să fii și când să nu fii. Adică când să stai în locul tău și când să fii în centrul atenției. Mie îmi place la petreceri să fiu în centrul atenției. Da, mi se pare că chestia asta cu centrul atenției ar trebui să vină de la sine, adică nu trebuie să te pui tu în centrul atenției. Uh-huh. Adică nu ăsta ar fi targetul, știi, la asta mă refeream. Păi da. Și asta credeam că... Credeam că nu e. Sunt o persoană chiar atât de egoistă, așa că de asta nu sunt tot timpul în centrul atenției. Nu-mi place mie să ies mereu la lumină, așa, să fiu extra. Da, e ok atunci. Mă păstrez low-key și când e momentul oportun, să vezi, și ies la lumină. Puțin diabolic. Da. Tu ai fost referata mea, mi s-a trecut. De ce? Pentru că știu să fac prăjituri sau ce? Nu, pentru tot ceea ce faci. Pentru faptul că, pentru mine o sensibilitate, faptul că studiezi la veterinară. Mulțumesc! Verișoara mea e veterinar, la Târgu Jiu avem un adăpost asociație de animale și salvăm animale, nașa mea se ocupă. Asta e cel mai frumos, mie mai mult îmi plac animalele adoptate. Sau cele metis, corcituri, decât de rasă. Adică mai degrabă mi-aș lua un câine din asta. Ești foarte feminină. Mulțumesc. Ești foarte feminină, adică pot să spun că ești frumoasă, dar aș fi superficial. Pentru că oricum frumusețea, știi că cu timpul se duce. Dar feminitatea și gingășia rămân. Păi asta este numele de obicei. Dar se vede. Mi-am dat seama că ți-am dat smash și am avut dreptate. Ce zici? Cum ești? Cum e greu cu facultatea, nu? Te înțeleg perfect. Este greu, pentru că eu fiind așa o fire mai distractivă, încerc să fac cât mai multe chestii în timpul liber. Să te distrezi? Da. Nu cred. Bine, am mai rărit-o cu pandemia, așa că s-au închis toate cluburile. Și dacă știu un club în care poți să intri mai aici, te bagi? Da. Da? Îți place să bei? Da. Hai, pot, știu să mă distrez și fără băutură, adică să beau, dar nu să mă fac manga, dar... Aș zis să te faci și... Rașca pură. Nu, eu nu cred că ar fi ok asta, cel puțin pentru o fată să... Dar te-ai făcut toată... Da, de asta zic că nu mi-a plăcut, nu vreau să mai repet și până la urmă o să mă distrez amintindu-mi ce fac într-o seară, zic. Wow, wow.
Nu să-mi iau tot salt break. Că te-ai distrat și cu mine și cu Vlad și cu Cristi. Ai putin geanul, că știi, se distreze așa, mă mânca fetele fără băutura. Dar, cum zici, bă, Emi, în schimb, te va da peste cap. De ce? Că se distrează prea mult. Uneori, distracția prea mult nu strică. Oh! Uite o vorbă de bețiv. Dacă ți-a fost rău, înseamnă că ți-a fost și bine. Da. Adică, nu știu ce mi-ai făcut, mi s-a pus pata. Ți-am mai zis că te iubesc? Da. Doamne, deci mă pricep atât de bine la gătit. Aș face cel mai bun desert pentru tine, de fapt și cu tine. Că pun așa niște frișcă pe tine, te fac. Gata, bine, să te mănânc. Bine. Ți-am mai zis că te iubesc? Da, deci tu ești genul de băiat care crede în dragoste la prima vedere, să înțeleg. Sunt genul de băiat care o să te iubească toată viața ta. Ești mai platonic sau cum? Sunt cum vrei tu. Am zis că vrei să te faci medic veterinar. Mm-hmm. Și mi-e plac foarte mult animale, să știi. Da? Ai da. Animale acasă? Am un câine în curte și am avut multe pisici. Îți plac mai mult pisicile sau? Nu. Am avut și câine, am avut un bulldog francez. E rasa mea preferată. Da? Da. Te-am nimerit. E rasa mea preferată, nu mai pot. Da, am murit mușca de un câine. Da. Spune-mi despre tine. Ce vrei să știi? Totul. Ce îți place la un băiat? Ce îmi place mie la un băiat? Păi, faptul că e atât de direct. Și întreabă. Cel mai direct sunt. Tot ce vrei tu. Direct, straight forward. Să știe ce vrea, în general. Știu, te vreau pe tine. Ești. Așa. Așa, să fie destul de matur. Dar mai mult cu mentalitatea, pentru că dacă doar arăți matur ca și mușchi și corp și așa, nu mă ajută la nimic. Nu, trebuie să știi să iei decizii. Da. Cred că am luat cea mai bună decizie. În seara asta. Easy. Și să știe cum să se muleze pe situații, să zic, într-o relație. Mă mulez pe tine cum vrei tu. Adică să știi când să fii nice, când să fii dur, când să... Vrei să fiu dur? Sunt exact cum vrei. Exact cum vreau. Te iubesc. Ok. Și dacă ești exact cum vrea o fată, de ce nu ai relație? Dar am. Ai? Da. Cu cine ești împreună? Cu prietena mea. Care e prietena mea? Prietena mea. Și tu ai relație. Vezi că știu. Nu știu ce căutăm aici, dar amândoi avem relație, noi ne întâlnim. E bine. Gata, vrei să pui frișcă pe mine, deci, ok. Ne mai spălăm adita și să... Nu, așa îmi place. Dirty. Îmi place să fiu, sunt mai și... dirty, mai minded, așa puțin. Și mie îmi place dirty, dar la ideea de Adidas nu, trebuie să fie totul curat. Și îmbrăcăminte și tot. O să poate. Curat. Și cum se zice, dacă ești dirty acolo, și Adidas și splin cu căcat. Dar știi, o vorbă mare, nu haina îl face pe om. Da. Așa că hai să ne dezbrăcăm. Să dau seama că o seară perfectă se termină cu o dimineață grea. Și cu zeamă de varză la greu? Nu, no, nu dau de varză. Un magneziu de 500, jumătate de fluor de calciu și un vitamina D3. Așa cum ești? Și vitamina C unde e? Vitamina C? Mai am. Vitamina C e după toate da, alea. Da, și am vorbit de facultate, vezi, te fac... Te fac să nu mai te aduce aminte de ce e greu. Cum ai zis că acum ai tras sesiunea, putem să plecăm de la petrecere. Mi-am notat câteva chestii despre tine. Eu așteptam întâlnirea asta, dacă ai fost preferata mea, sper să nu fiu dezamăgit. Deci, îți place un bărbat dur în viața ta, dar un bărbat dur, mă gândesc că e un bărbat care să te protejeze, da. Care să fie ca un stâlp de susținere pentru tine. Gen. Da, nu un stâlp de susținere acum nu te gândi financiar. Nu, trebuie să fie egalitate și trebuie să respecte fiecare ceea ce face celălalt. La ce cum gândești? 20 de ani? Da. La minte e bine. Mulțumesc! E coaptă de tot. Toată lumea spune că are de 15 și gândesc de 30, deci... Îmi place că ești foarte profundă. Mulțumesc, chiar sunt, nu știu. Și sunt și cu univers, cu din astea relații mai mult. Mișto. Nu sunt chiar atât de ciudată, dar cred. Dar nu cred că ești ciudată. Și... Mi se pare doar gen că ești profundă și ești foarte smart, dar în același timp ai și chestia aia ascunsă care nu se poate spune aici pentru că este intimă, normal. Și ai și chestiile tale, scânteile tale, flăcările tale. Îți place un băiat mai agresiv așa? Depinde din ce sens agresiv. Logic, în sensul bun. Nu. A. Da, spune.
Păi, așa, așa, așa? Nu, păi eu o să fiu delicat. Sunt un băiat delicat, dar ai zis că îți place și un băiat dur. La ce te referi prin băiat dur? Să te pună la punct sau ce? Fă-mă să înțeleg. Nu în sensul ăla să mă pună la punct, dar să fie dur, nu știu, să mă protejeze. Eu sunt o fată destul de delicată, dar nu îmi place nici atât de delicat. Atât de fin. Îmi place mai. Păi nu sunt, mă vezi, delicat? Nu. Nu știu dacă se iau ca pe un compliment, sincer. Imaginează cum se pune aici un perete. Te-ai imaginat? Bine. Hai să ne dezblocăm. Un secund, dar... Rupe tricoul de pe mine. Ok, deci ești mai agresiv așa? Am văzut că îți plac băieții duri. Da, dar ți-am zis nu toate situațiile. Să știe să fie romantic și dulce. Păi fac un desert de nota 10 și ia uite ce brand am aici. La asta m-ai atins la punctul sensibil, dacă mie îmi place să fac. Te-am atins la punctul G, dacă mă întreb. Da, o, nu. Am fășit pe acolo. Hai, ai fost, ți-a plăcut în excursie acolo? Da, o călătorie lungă, ți pot zic. Mi-a plăcut. A fost tare. Excursie cu clasa. Da, cu toată clasa ai fost. Toată clasa am fost, m-am distrat cu toți prietenii mei. Genial. Te iubesc. Îți las numărul de telefon? Ia, nu, te-am zis acolo. 0770. Nu am telefonul la mine. Nu ține minte. 0770. Sunt pasat, ok, 15 prea. N-am mă putut să rețin nimic pentru sesiune de învățat. Nu cred că pot niciun număr de telefon să rețin. Să-l rețin pe al tău. Ok. Oricum, numărul de frumusețe ți l-am reținut. E maxim. Mulțumesc. Îmi place și ceasul ăla. E cam... Mamă, câte de alea ai pe una? Ce da, ți le-a cumpărat? Sunt... Le-am primit cadou. La chine. De la... De la mai mult. Da, mai. Deci eu am zis, sunt sufletul meu câinii, Doamne. Și tu, în general, la o fată ce cauți? Sinceritate, loialitate, fidelitate, mă rog, cred că e același lucru. Tu ce cauți, om, băi? Cam același lucru, e universal valabil pentru toată lumea, să existe și egalitate în relație. Da, adică da. Să știi când femeia e mai la putere sau când e bărbatul la putere. Da, băiatul să fie mai dur în cazul tău. De ce mă ia toată lumea cu asta? Și pe viitor vrei să ai cabinetul tău veterinar? Da. Am înțeles, nu vrei să lucrezi pe toată ce m-am gândit. Trebuie să lucrez la început, dar cum ca am spus... Ca să capeți experiență. Da, eu, mie nu-mi place să depind de absolut nimeni și vreau să am un strict... Da, se vede că ești mai înțepat așa. Cabinetul meu, afacerea mea, nimeni să nu se bage peste cum manageruiesc eu și cum... Câți ani ai acum? 20. A, mai mult timp. Pe la cât vrei să-ți deschizi? Pe la 30. Depinde când 30, termin. Mamă. Păi, termin târziu e facultatea. Bine, e bine să-ți faci așteptări de asta mai târziu. Că poate cine știe, reușești mai devreme. Mă visez deja în America, eu sunt a, stabilită. Nu vrei în România? Nu, nu, sunt stabilită unde vreau să mă duc. De asta spun, eu sunt focusată, știu ce vreau și mă duc acolo. Ce ți-ai dorit tu să faci pe viitor? Să fac pe viitor? Da. Păi eu vreau să-mi continui cariera ca și tine de altfel. Și te... Online, radio, TV, depinde ce o să fie. Și asta ce... ți-ai dorit de mult? Adică... nu, a venit cu timpul. N-a fost un vis de-al meu. Deci n-ai fost axat pe chestia asta să... Nu, s-a întâmplat, s-a întâmplat și în momentul în care s-a întâmplat a devenit ca un job. Orice faci trebuie să ia cu seriozitate. Și crezi în coincidențe sau în semne din astea la Dumnezeu că ți-a fost menit să faci chestii de genul? Da, sunt. Există. Chiar există. Ce gen de muzică asculti? Orice. Am un stoc foarte frumos și ai cel mai sincer zâmbet pe care l-am văzut în ultimul timp. Mulțumesc. Și Dantura, îmi place. Câți ani ai zis că ai? 21. 21. Și ce studiai tu? Litere. Litere. Comunicare și relații publice. Ai fost pe filologie, înseamnă? Da. Hai să facem o poezie, vei? Ce poezie? Eu cu tine, tu cu mine. Împreună amândoi. Că așa este mai bine. Să ne iubim. Doar noi? Doi. Wow, ce îmi place, gata, ne-am dus, ne-am lansat. Ia zic, cu ce te ocupi? Sunt dealer. Pe casino, nu? Da. Ce-mi place. Hai să facem așa ca întâlnirea asta să fie ca un joc de noroc. Joci? Băi, mă distrez, mai mă curentez. De sau? Ce înseamnă? Am
place să mă joc, dar nu vreau să exagerez, știi, așa e cool să joci, nu? Ce părere de oameni care joacă pentru că tu ești pe partea cealaltă a mesei? Eu nu înțeleg. Nu înțelegi? Nu. Nu mă înțelegi? Nu. Nu mă înțelegi? Nu. Vrei să mă înțelegi? Nu știu dacă ai observat, dar nu prea sunt obișnuit cu genul ăsta de date-uri. Camere cu public, nu știu, nu-mi place. Sunt așa, mă simt presat și nu-mi place. Îmi plac foarte mult ocurile tale și stilul tău, să știi. Mulțumesc. Nu știu, emane așa o prezență aia, feminină, puternică, nu știu. Mulțumesc. Ce cauți la o relație, la un băiat? Maturitate, în primul rând. Maturitate. Maturitate pentru tine înseamnă în ce? Respect. Respect. Să mă înțeleagă. Da. Să nu înșele. Să fii independent, să ai ce învăța de la el. Da. De ce mă descrii? Păi, poate și tu ales. Oh. Fii atent, tu faci banii, uite aici. Și tu ai așa cărticica și tu îți pui ție aici un pop. Și mi-am dat tot un pop. Înțelegi? Pervers. Da. Și tu mai dai mie încă un 5 la Blackjack și facem 15. Și acum ce să fac? Să cer carte sau să-ți dau? Să cer, nu? Că sigur e tu mai mare de 5. Și eu cer carte și dai cu un 5 și fac 20. Și zic stop. Noi nu suntem înțelegi, nu fii atent. Și tu iei un as și faci Blackjack. Și tot voi nu ne înțelegeți pe noi. Păi eu nu înțeleg de ce jucați. Păi nu de ce nu ne ardeți pe noi? Că acum avem un debate. Păi noi de unde ne câștigăm bani? Uite, îți promit că dacă o să ne combinăm. Așa, dacă. M-aș lăsa de aparte pentru tine. M-aș mai de juca. Tot? De tot. Nu te cred. Jur să n-apuc să bag bani în aparat. Să mi se facă mâna scrum când îi pun bani. Să-mi cadă mâna de aici. Să ne apuc să mai văd roșu sau negru niciodată. Bă, ce frumoasă. Să nu mai văd bila cum se învârte la ruleta dacă te minte. Am văzut date-ul de mai devreme. Știu că nu te caracterizează total lumea cazinourilor, așa că vreau să vorbim despre tine, să intrăm în alte domenii, nu neapărat în lumea cazinourilor. Și așa, nu sunt pasionat, nu am nicio treabă cu astea, așa că... E sigur? Arăt de parcă... Da. Frecventez? Da. Și cum arată o persoană care frecventează păcănele? Păi ești așa. Ca mine. Exact. Ești așa indecis. Eu sunt indecis. Da. Ți-ai luat privirea așa de la mine când ai zis că nu frecventezi. Vrei să te privesc în ochi când da. Spun adevărul? Spun. Nu frecventez. Ce faci tu într-o relație? Adică ești pe modul nebună când ești cu băiatul ăla, cu alesul tău? La început nu. Nu la început. În momentul în care deja relația a avansat. Da. Ești nebunatică. Da. Gen, ai face tap-tap cu mine pe TikTok? Ai vrea să facem bani împreună? Nu. Nu? Pe tap-tap? Nu, nu te gândi la... Nu te gândi la OnlyFans, că nu e. Nu prea stau pe TikTok. Da. Ce coincidență, nicio. De unde ești? Din Dâmbovița. Și cum le-ai ajuns pe aici? Păi, facultatea și am vrut să fiu independent. Am plecat de acasă ca să-mi fac viața mea. A, ziceai că ești la ASEFA, nu? Nu, la litere, la litere. Litere, da. Doamna. Și am fost la Lipstein. Super. Faci la Edgar Chinez sau partea cealaltă? Nu, la universitate. Am înțeles. Vreau să te cunosc. Vrei? Chiar vreau. Nu mă cred. Acum mă uit în ochii tăi. Acum te cred. Acum mă crezi, nu? Da. Prima oară m-am uitat încolo și... Mai și jignit un pic, acum mă simt așa. Nu te simți. Să nu mă simt? Păi... Chiar mă simt acum, vine să plâng! În fine, zi ceva despre tine. Păi ce ai vrea să știi? Totul. Câți băieți ai avut până acum? Relații serioase. Ce vrei tu să-mi spui? Relații serioase, 3. 3 relații serioase? Da. Ținei? 21. Și care a fost cea mai lungă? 3 ani. Cât timp joci? Întotdeauna. Era mic și era caternică, știi, pentru părinții. Ia uite-l, mă, joacă la aparate. Pentru peste 20 de ani. Știi ce zic? Și ai avut vreodată cu vreo relație cu vreun client ăsta care îi dă de la ruletă? Nu, și nici nu asta am vrut. Dar măcar așa să... Mai, ce faci? Bună, bine ai venit. Totul eu joacă, nu? Adică când ai zice, ce mă bucur că ai venit la masă, nu? Da. Deci vezi cât de falsă ești?
Așa trebuie. Eu trebuie să atrag clienții. Păi, mai zi nimica. Bă, știi să faci ciorbă sau nu? Da, știu. Bă, hai de capul meu, ce ciorbă știi să faci? Ce ciorbă vrei tu? Rădăuțeană. Da, știu. Deci fii atentă că eu sunt visul oricărei iubite, pentru că tot timpul când îmi gătește, apreciez mâncând. Adică nu o să gătești să spun, da, ce bune, eu mănânc tot, tată. Ce știi să mai gătești? Stai puțin, că deja m-am pe-n gură. Sarmale. Wow! Stai mâna mâine, zici? Orice, mai puțin prăjituri, la alea nu mă prea pricep. Alea le comandăm de la masă. Dar mănânci dulce? Da. Mănânci dulce. Da. Și sari din relație în relație sau spune-mi? Nu, nu sari din relație în relație. Că trei relații e destul sau una din ele a fost o lună? Cam așa. Păi nu e relația aia. Bine, eu am depus sentimente în relația aia și de-aia o într-o lună. Nu înseamnă că de azi te îndrăgostești de mine. Nu, nu mă îndrăgostesc. Glumesc, glumesc. M-am maturizat și... Nicio. Hai să trecem peste cringe-ul ăla care a fost adineauri. Cum te cheamă? Cristina. Tamara, îmi pare bine. Așa. Da, e nevoie să ții piciorul ăla acolo? Ah, nu, e ok, îl pun și pe celălalt. Ok. Păi, băieți, eu nu vreau să mai veniți, că... Ai venit pentru un băiat anume astăzi? Nu. Nu? Nu. Sigur. Foarte. De ce am șanse la date-ul ăsta? Da. Și mie ce mi-ai zice așa, dacă uite, acum mă pun la masă. Bă. Stop! Stop! Stop, ți-a zice. Stop, nu? Da. Stop, vreau să am o relație cu tine, nu m-aș juca. Am auzit că ești dealer. Da. Ai auzit bine. Știi că s-ar putea să fii intrat la vreo masă de-a ta când mă mai jucam? Ai dat vreodată de unul slot pe cănele? Nu. Care spunea că ești frumoasă? Nu știu, nu l-am observat. Nu m-ai observat. Deci nu mă țin minte. Sunt puțin rănit acum. Eu te făceam frumoasă acolo, păi spuneam nu adevărul. Nu sunt singurul? Ce s-a întâmplat? Așa, Tamara, spune-mi și mie, te rog frumos. Ce hobby-uri ai? Îmi place să ies cu prietenii. Și mie. Să scriu. Și mie. Până acum două. Să ies în club. Și ție? Și mie, da. Încerc, m-au furat ochii tăi și de-aia mă uit într-o parte că... A, de-aia nu mă privește în ochi? Da, da, sunt foarte timid eu, știi, și de-aia. Întreabă ce vrei tu să știi despre mine, că presupun că... Na, ce cauți într-un băiat? Maturitate. Într-un băiat sau la un băiat? Ce vrei la un băiat? Păi să fie matur, asta caut. Și pe lângă asta? Eu și sunt cel mai matur băiat de care ai dat până acum, dar pot să scot copilul din tine. Da, cum? Și la propriu și la figurat. Acum am copt-o. Bine, nu trebuie să menționez. Nu, mă referam că poți să te simți confortabil în preajma mea. Și ce vrei să faci pe viitor? Păi să-mi termin facultatea, să așa. Fac propria mea afacere, după cum am zis prima dată. Ah, de fapt, da, în clipul ăla întâi ai scurt de propria ta afacere. Și despre ce vrei să fii? Hai. Da, din ce mai rău ai zis că sunt toate mai detalii, dar am zis ce fel de ai. Casual, elegante. Bei? Nu. Păi și cauți în club? Pot să mă distrez și fără să beau. A, ești una din oamenii aia. Oamenii aia care? Care se distrează fără să bea. Eu nu înțeleg. Cum e viața ta amoroasă? Ce ai făcut de Valentine's? Am fost la muncă, ce crezi? A, na, ai stat să vorbești cu... Iar am trecut la muncă. Hai să vorbim despre mine atunci, dacă tot. Bă, nu... hai, spune-mi. Poftim? Nu mai vorbim, mulțumesc foarte mult. Tu cum te distrezi la o petrecere? Păi, ți-am zis, mă distrez și fără să beau și fără să fumez. Dansez, socializez cu persoanele din jur. Și nu e mai bine să dansezi când zboară așa mâinile pe lângă corp, necontrolat? Nu știu, că nu m-am bătat niciodată. Asta facem. Vrei să facem asta? Nu. Câți ani ai? 21. Păi perfect, ai și 21 de ani, te-ai păstrat pentru momentul potrivit. Ca un starter, așa eu zic să începem cu ceva soft, niște apă cu doliu, dacă mă înțelegi. Că e bună la digestie și după o dăm pe altele. Ce altele? Și
Știi tu, trebuie să zic. Nu știu. Mai știi când ți-ai zis că sunt mult la scris? Da. Sunt bun cu degetele. Lea. Glumesc. Ce să mai zic? E tot un fals până acum. Eu am fost fals până acum. De fapt, numele meu este Răzvan, am 14 ani și... 14 ani? Da. Și mi-e destul de greu să-ți spun lucrurile acestea, dar sunt destul de închis în mine și mi-e greu să vorbesc cu fetele. Și de asta mă prezint pe diferite site-uri de-astea sub numele de Păcănele Sluts, spunând diferite complimente fetelor, pentru că altfel nu pot, în viața reală. Ah, okay, nu, prea merge. Am mai încercat de câteva ori și am făcut pe mine de câteva ori, mi-a ieșit... Da, a ieșit de fapt tot, dar pe cealaltă parte nu pe gură. A ieșit pe gură, am vomitat. A fost o plăcere. Și pentru mine. Te palm. Ok, stai că mi-e frică la cum te uiți la mine. Dar ce mă întreb toate ca mine cu... Am bambul să dat tot. Vrei să fii gagica mea? Ce vrei, mă? E bani! Adevărat! Avem bani mulți rău. Vrei să fii gagica mea? Vrei să fii gagica mea? Zi dacă vrei să fii gagica mea. Nu mai gândesc. Dacă nu vrei, te supăci sub bătaia. Fii atent, de ce mă întreb că îi se lasă cu... Dacă vrei, dă-mi timp să mă gândesc. Îți dau timp, dar rămâne până la tăi. Dacă nu te supăci sub bătaia, okay. Vrei să fii gagica mea? 1, 2, vine capa cu, fii atent. Promit că zic. Pinky promise. Eu sunt așa o fire mai jucăușă, aș dori să ne jucăm am-n-am. Știi să te joci am-n-am? Da. Hai, o să încep eu primul. Am-n-am fetișuri, eu am, așa. Am foot fetiș, ce părere ai despre asta? Good. Good? Da. Da, gen tu să faci treaba. Nu eu. Păi nu. Păi asta e plăcerea mea. A, nu convine. Nu-ți convine? De ce? Promit că mă spăl. O dată pe lună e în regulă. Nu merge așa. Nu merge așa? Nu. Am venit să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Crezi în Dumnezeu? Da, cred. Știi vreo rugăciune? Tatăl nostru. Care ești în ceruri? Fiți să vin împărăția mea. Facă-ți voia ta. Mai convins. Noi doi suntem împreună și trebuie neapărat să ieșim amândoi. Ok. La ai jos. De ce? Stai tu jos. Am stat prea mult jos. Okay. Gata, mă doare, da. Deja îmi place, ați venit amândoi, mă simt așa. Știi care-i ideea? Care-i ideea? Ești noi venim la pachet. Exact. La pachet? Da. Ai mai putut asta vreodată? Nu. Să ieși cu doi băieți? Nu. Dar nu? Te distrați, așa? E mișto. Păi normal că ne distrăm. Da, și încă o fată. Nu se poate doar. Și încă o fată? Da. Boa! Ce mă zic? Îmi place cum ești. Ești foarte. Unde vrei tu să cheltuim banii ăștia? Iartă-mă! Unde vrei tu să cheltuim banii ăștia? Gata! Sunt noi! Acum chiar... Ce să mai? O să mă gândesc și mai repede la propunerea ta. Vrei să-ți faci ochelari că am aburit și pentru aia. Nu, e ok. Pricep. Brujul e foarte interesant. Nu pot să-mi ia privirea de la tine degeaba trebuie. Ești inima mea. Ești tot ăsta duce spre... Mi-e simt fratată. Se vede ca lumea. Păi nici tu ai fetișul. Hai că ne cunoaștem acum, suntem la o întâlnire. Trebuie okay. Să ne deschidem. Da, sunt super, nu am treabă. Hai, poți să-mi spui tu, poți să-mi spui la urechii ca să mă aud de știinăți. Păi, atunci când îmi place să mă mai găsesc așa cu o persoană și nu îmi stau acum de relații, chiar nu am nevoie de așa ceva. Ah, ok, ăsta e fetișul tău. Nu, ascultă-mă! Ok, spune. Trece la partea aia. Îmi place să mă distrez așa cu persoana respectivă în mai multe locuri. Așa. Mai multe locuri? Da, adică și publice nu mă deranjează. Toaletă? Publică. Cabină de probă. Cabină de probă. La toaleta acolo, cu căcat în vece. Nu acolo! Nu mai tot. E, nu acolo. La festivaluri, la sub nu. Cort, sub, în nisip. În... Nu. Nu? Nu. A, acolo îți place ție. De unde ți-ai la mare acolo, de unde da, ești. Da, da, da. De unde ți-ai dat seama.
19 ani? Da, 19. Studentă? Da. La? SNSP, Administrație Europeană. Te duci pe politică, așa, pe... Ai vrea să fii blonda de la partidul politic. Ce... Ai tatuaj? Da. Îți fac tatuajele? Da. E mai simbolul? Nu. Ce tatuaj mai ai? Asta. Ce simbolizează? Sincer, mi-a plăcut foarte mult și am simțit că mă reprezintă. Ok, ce e acolo? Este o... Salge? Da. Și fluturașii aia? Ce știu, mi-au plăcut. Așa, libertate, da? Până găsești cealaltă fată, te descurci și noi doi? Cred că da, vă pun și puțin la punct, așa, nu? Ne pui la punct? Cum să ne pui la punct? E. Ce, ne vezi așa destrăbălați? Nu, ne vede slabi. Nu. Cum adică? Păi stai mai, să ne punem la punct. Adică așa... Cumva să... Fim compatibili așa toți. Suntem compatibili, facem mai cumva să fim compatibili, da. Ai fost la Paris? Nu, vrei să mă duci tu, te rog, deci e visul meu. Mergem toți în facem meu vila. Ok. Facem noi. Facem toți trei, turneu fel. Ce glume ai, măi? Ziceai că trebuie să ne pui la punct, știi? Și de-aia sunt un pic mai neobroz acum. Da, ce te referi când ziceai că trebuie să ne pui la punct. Zi, unde vreau să mă duc să cheltui banii ăștia? Păi dacă aș fi avut eu personal. Păi nu, că banii mei sunt ca și tăi, eu sunt cu banii la comun. Adică ce-i al tău și al meu, și al meu, mai mult al meu. Sincer, în Maldive vreau să merg, n-am fost niciodată. Nici nu cred, acolo vreau să nu pot să mă duc. Nu pot să cred. Da, așa am hotărât cu soția. Păi, stai așa. N-am, trebuie să... Ce-a apărut aici? Ca să vezi. Eu uite-l, bă, nu cred că e chiar el. Da, să ți-l pun. Ai prins? Nu, e cam ăsta, nu, după e mare. Ca de una. E mare de mine. Și pentru mine, dar mă descurc. Câți ani ai? Am 19. Păi, e deci exact cea mai frumoasă vârstă să mergi cu mine, Maldive. Bă, cuvântul meu. Da. Îți place la mare? Da, chiar îmi place. Mm-hmm. Ce păcat. De asta am plecat de acolo. Da. Prefer muntele, nu? Te duci de... Stai, ai plaja la 5 minute. Te bronzezi pe gratis. Da. Nu prea-mi place. Un singur drive în oraș, nu merge. Aici la București, e viață. Chiar e viața. Da. Zi-mi sincer, te-ai gândit vreodată cum ar fi să fim vreunul cu doi gemeni? Acum stau să mă gândesc și... Crezi că ar fi cool? Păi... Cu amândoi deodată. Cu amândoi deodată, da! Sincer, ar fi fun, dar nu prea sunt, nu mă reprezintă pe mine relațiile astea. Poliamoroase. Exact. Deci, cu Vlad și Cristi amândoi, nada. La Ghiduș, ce zici de-a? Feblețea. E un drăguț. E un drăguț. Aveți un bici? Un bici? Fata e cu... Cred că... Nu e rău. Ție-ți place ceva? Glumeam! Glumeam! Bagă biciul înapoi. Unde-i biciul? Nu să fiu eu ăla care își ia. A, tu ești cu biciurile, cu lovitul, cu alea, cu... Îți place să mănânci paste carbonara cu guanciale, pe Corino. Am doar pastele. Știu să gătesc. Știi să gătești? Da, chiar știu să gătesc. Știi să faci torceac de pește? Nu-mi place peștele, nu știu să gătesc pește, dar dacă vrei la cuptor... Mă descurc să mănânci și fără pește, dacă știi să gătești altceva, nu pe tine. Dar știi să cheltui bani, asta mă interesează pe mine tot ce mă trebuie. Da, chiar cheltui bani. Dacă intri într-un mall, în ce magazin te duci prima oară? Sephora. I-a făcut cap așa. Sephora sau Sephora? E frumos, stai simplu. Probabil singură? Nu. Nu? Tu stai cu părinții? Da. Câți ani? 19. 19? Și am 19 ani și m-am mutat. Da, în curând o să mă mut și eu dacă te interesează. Nice. Și e momentul să te responsabilizezi așa puțin, să faci de-ale casei, o curățenie. Păi și acasă fac la fel. Pe bune? Da. Eu când m-am mutat la București nici nu știam să-mi pătoresc hainele. Da, am aflat. Și să calci. Nu, de călcat. Vreau să-mi spun mai multe despre tine. Știi să gătești? Da. Ce știi să gătești? Ce plăcea să-mi gătești la prima întâlnire? Sunt foarte bun în a face lapte cu cereale. Ador. Ne trezim de dimineață, mâncăm lapte cu cereale. Laptele sau cereale? Stop! Mai lăsați-ne puțin. Păi mai întâi pun laptele la încălzit și pe cerealele. Bravo!
două greșeli în același timp. În primul rând se mănâncă reci nu, și prima nu. Dată se pun cereale. Nu! Ștefania, aveam mult Cristi, mai multe dacă experiențe laptele la tine. E cald, nu poți să pui... Eu mai întâi încălzesc laptele și după pun. Vlad? Oricum simt că nu mai am șanse, adică... De ce spui asta? Am văzut conexiunea aia, ți-a pus banii pe masă. Eu nu vreau să scop portofelul ăsta. Nu, e ok, mai mult. Nu e superficială. Nu uite ca combinațiile. Nu, nu zic, nu, nu. Ghiduș e un băiat foarte mișto. Acum că e însurat, na. Da. Dacă îți plac bărbați însurați, alegeți-l pe Ghiduș. Nu-mi plac bărbați însurați, face să fie al meu. Ce al tău, e al tău. Îți plac chinezii? N-am cunoscut unul până acum. Chinezii români. Am văzut că e acolo un tatuaj și ce crezi? 5 tatuaje. Am tot acolo și eu, băiața mea. Mai am un oi. Cum te cheamă? Ștefania. Știi ce e aici? Un sâne bun! Cred! Vezi că nu te-ai zăpăcesc. Mă iau banii cu mine, dacă... Ia, păstrează-i. Păi stop, dar să ce fac cu papa. Deci vezi că ți-l cu tine îl cheltuie. Bine, abia aștept. Îți poate să bei? Da. Cața și inima ta și cum bem, fai de capul meu, după în stele. Șadu. Plecăm de gât și plângem amândoi. Eu sunt Cristi. Eu sunt Corina. Corina, ce nume extraordinar de frumos. Corina, eu o să fiu puțin mai direct cu tine. Îți plac chestiile astea puțin mai freaky? Da. Da? Da. Deci, îți place mangealâc? Adică? Nu știi mangealâc? Nu. Padeală? Chiar nu știi mangealâc? Nu. Bine, vrei să zic un banc? Ca să înțelegi ce e la mangealâc? Deci doi arabițoi nu s-au mai tuns de vreo 2-3 luni. Și într-o zi minunată cu soare s-a deschis la parterul blocului un barbershop. Dar barbershopul ăsta era condus de un turc și lor le era puțin frică să se ducă acolo. Că na, cine știe ce o să le facă. Și nici nu se înțelegeau că nu vorbeau aceeași limbă. Mă rog. Bă, și la un moment dat nu mai suportau. Prea erau, barba le-a crescut, fresa la fel, nu se mai putea. Și a zis unul, hai mă că mă duc. Se duce la acolo, îi zice omul, șoacără, durcără, bârcă. Omul a zis, da. Îi face o barbă nebună, mamă, perfect. Baclava, narghilea, zice omul, da. Îi face și o freză minunată, deci a zis, top, cel mai bun frizer. Și după zice, mangealâc? Bă, dacă barba a fost bună, freza la fel, sigur și mangealâcul e bun. Și zice, da mă, și mangealâc. În momentul ăla îl pune capră și se întoarce ăsta la prietenul lui. Și s-a gândit să nu îi spune ceva la mangealâc, că s-o pățească și el. Zice prietenul lui, ia uite mă ce bine te-a făcut la barbă. Ce... Da mă frate, m-a făcut bine, du-te și tu. Bine mă duc și eu. Șalcărul, durcărul. Da, îi face barba minunat. Baclava, narghilea, îi face părul minunat. Mangealâc, mangealâc. Așa, mă rog, s-a terminat și cu asta. Se întoarce ăsta la prietenul lui acolo sus. Zice ăsta, stând pe canapea. Ce faci, mă, ți-a făcut narghilea alea? Da, frate, ți-a făcut și șalcărul, durcărul. Da, mi-a făcut. Și mangealâc ți-a făcut? Nu, nici mie. Așa, și tu m-ai întrebat dacă îmi place mangealâc. Deci, îți place mangealâc? Păi nu mai mangealâc știi? Păi nu dacă știu eu. Ce-ți place ție? Că e primul date, sora mea. 2 minute au trecut. Deja ne întrebăm de mangealâc de astea păi între noi. Păi tu m-ai întrebat. Păi eu așa, în general, nu... Mangealâc? Așa. Vrei să zici un banc dacă tot e grav? Iată, două prietene de liceu. Vechi. Se văd așa și... După 10 ani de zile de la liceu, știi, hai bă, fata, să nu zicem să ne îmbătăm cum ne îmbătam noi odată pe vremuri, să ne facem căcat. Gata, fata, hai, pleacă astea, în centru, se îmbată, nu știu ce. Hai, fata, să plecăm acasă pe jos, cum plecam noi când eram tinere, nebune, bete, când aveam bani de taxi. Hai, fata, pe jos, bete. Merg astea, merg, se descalță, aia, pe drum. Fata, am un problem, vine să mă piși. N-avem fata unde, hai să mai mergem puțin, poate găsim un WC. Merg astea, ce mai merg? Fata nu-i vine să mă cac. Da, nu să mai merg. Haide, unde mergem? Uite aici, în cimitir, să nu ne vadă nimeni. Hai, fata, cimitir. Merg astea, ce merg? Și știi cum se vede? Fata, știi? Hai să, fata, dar cu cine ștergem? Și aia face, păi, mă, știi, cu chiloții și iarnă.
Alta, eu n-am chinos fata. Hai bine, las că găsesc eu ce să mă ștreg. Ok. Se duc acasă a doua zi bărbaților. Se întâlnesc ei. Că erau prieteni, supărați. Flash. Ce faci, bă? Supărat. Rău. De ce, bă? A, mi-a venit fără chiloți acasă, mă, frate. Gata, gata, mă. A mea a venit acasă cu o panglică în cur pe care scria. Nu te vom uita niciodată, frate Ionescu. Nu știu ce la el. Cum a fost bagul mai bună cât au crezut. Și mi-a fost cu mangelă. Da, bravo. Bine, fata aia și-a făcut un fel de mangelă cu panglica. Deci bun bancul, nu? Bună. Tu ce banc ai? N-am niciun banc. Ah, bravo. Vlad, îmi pare Corina. Bine. Cum te cheamă? Corina. Bună, Corina. Ai ochii foarte frumoși. Mulțumesc. Verzi și pătrunzători. Zi-mi ceva, că băieții ăștia cred că te-au băgat în boală, efectiv. N-ai spus un cuvânt. Vreau să aud de la tine ceva. Ce vrei să auzi? Nu știu, spune-mi ceva. Spune-mi ce îți place să faci. Să desenez în arhitectură. Și mi-e place să desenez. Ce desenezi? De obicei, portrete. Da. Da. Sau chestii care au legătură cu romantism. Drăguț. De obicei desenez când mă aflu așa, într-o stare mai melancolică sau când... Și eu la fel. Știi vreo glumă? Da. Ia. Știi care a fost ultimul banc la Bulo? Ultima replica lui Bulo, scuze. Nu. Liber dreapta. A, da, da, așa. Dar știam atunci și care a fost ultimele cuvinte, știi, stânga liber sau dreapta liber. Bă, foarte, foarte bun. Știi care sunt cele mai triste două cuvinte? Trei. Doi, stai jos. Deci doi, stai jos, ok. Gata. Și tu ce desenezi? Eu nu desenez portrete, desenez așa, mai alte chestii, în afară de portrete. Ba, ce anume? Portrete. Stai niște, te simți bine, dă mâna. Nu. Nu vrea să dăm mâna. Nu vrea să dăm mâna. Nu mă simte. Nu ne-am conectat astral. Te simți și așa. Mă simt și așa, nu? Uh-huh. Ești cu zodiile, cu universul, cu alea. Așa și așa. Plac foarte mult unghiile tale. Mulțumesc. Unde ți le faci? La o fată. La o fată? Da. Și mare liber? Nu știu. Dacă vrei și eu. Mi-aș face și eu unghiile. Că sunt cam, zici, cam copite. Se bagă, nu știu, la băieți. Face și mă. Zici ceva. Ce să mai zic? Zici ceva. Ce îți place la un băiat? Hai, trebuie să începem de la zero. Să fie matur, că... să mă stimuleze mental, să am ce să discut cu el, să-mi zică subiecte interesante, să am ce să învăț de la el. Tu ai ceva interesant de zis? Eu m-am plictisit, sincer. Sufletul tău sângerează atunci când bărbații cu care ieși nu sunt ceea ce trebuie. Eu pot fi salvarea ta. Inima ta bate prea dubios atunci când ești cu băieți care nu te merită și nu te apreciază. Eu sunt salvarea ta. Eu sunt Temi, pare bine. Corina. Mi se pare că ești foarte mișto. Mulțumesc. Ești obosită? Nu. Ți-au supărat prietenii mei? Nu. Nu. Ești o mură. Sunt așa, mai amuzanți. Am înțeles. Ești la facultate? Da, la arhitectură. La arhitectură. Și vrei să profesezi pe treaba asta? Nu știu ce chimie n-ai avut cu băieții dinaintea mea, că... așa, ai simt că ești niște stiluri de-astea. Ești profundă de fel? Da. Ești profundă? Uh-huh. Și eu sunt profund, deci e ce trebuie. Pe lângă maturitate, ce mai cauți la un băiat? Să am ce să discut cu el și să fie inteligent. Să fie inteligent. Da. Inteligența înseamnă gen să fie citit sau să învețe la școală să aibă note bune, gen, sau inteligența pentru tine înseamnă să te descurci în viață, chiar dacă n-ai luat note mari, de exemplu, la școală sau facultate, știi ce faci cu viața ta, adică îți faci un viitor, știi să te descurci, știi cum să fii un bărbat în societate, să faci un rost în viață. Să poți să discut orice subiect cu el. Ce îți place să faci? Păi îmi place să ies afară cu prietenii, să mă distrez, să plec în aventuri, dacă am cu cine. Aventuri gen externe sau interne? Oriunde.
o aventură poate să fie și undeva, nu știu, să zicem, plecăm astăzi la munte. Am înțeles, chestii de astea spontane. Da. Câți ani ai tu? 20. 20 de ani? Și asculti manele? Da. Și eu ascult manele, îmi place, le-am putea lista amândoi pe ceva. Pe cine îți place? Zi un manelist. Eu sunt pe la vechi, dai seama, că eu sunt mai bătrân puțin. Vali Vigelie. Să iubești două femei, să nu știi pe care o? Vrei. Aia zic! Sau e mare? Și tare. Petrecere! Toată lumea se? Distrează. Mamă, gata, facem, sunteți nebun la cap ce facem. Cel mai bun băiat din toți cei pe care i-am văzut și cel care cred că este cel mai compatibil cu mine este Ceanu. Oh. Și o va plăca. Mergem la Brașov. Dacă mă întreba de placă, să vezi cum mă duc pe schimuri. De așa, că tu ești Cristi. E clar. Doar spune-o. Ăla cu păcălelele. Cel mai slab băiat din punct de vedere mental a fost Vlad. Mental. Cel mai fain date a fost cu Vlad și cel mai slab cu Ghinduș. Păi, poți să am doi preferați? Mi-a plăcut foarte mult și de Ceanu și de Emi. Tot îmi vine să zic altceva, scuze. Sunt emoționată. Mi-a plăcut foarte mult de Ceanu și de Emi. De Ceanu pentru faza cu French Bulldog-ul și câinii general. Și pentru Emi pentru latura lui aia mai profundă și complimentele lui. Și nu știu, Cristi, at least. Prea superficial așa cu spamatul, cu te iubesc, cu... Parcă ne iubeam. Cel mai mult mi-a plăcut de Emi. Și cel mai nașpa date a fost cu Ceanu. Ghiduș, ești pregătit să plecăm? Hai, viața mea! Adus-o, ia-o, pă! Hai, ți-aduc ghiozdanul să te bag în el! Sincer, Vlad și Ceanu. Uite-mi voi la voi! Hai, viața mea! Te bag în rucsac? N-am loc acolo! Te bag în rucsac? N-am loc! A, vină pe a plecat cu ea, mâncau! Mi-a plăcut cu Emi, că e mai matur. Și nu mi-a plăcut cu... Stai că nu mai știu care era. Nu, cu el că a tras foarte mult de timp. Cu gluma aia, cu mazală, cum. Am tras de timp, am folosit toate minutele. I have to...